E ziua cea mare pentru Joe Biden, care la ora 19 va deveni cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite. E momentul în care democratul va depune jurământul pe treptele Capitolului și va pune astfel capătul unei ere. Un moment istoric pentru americani, într-o zi aparte pentru lumea întreagă. Digi24 va transmite în direct toate evenimentele importante din Statele Unite, iar despre ele ne vorbește în continuare colega mea Andreea Popa. Andreea. La ora 12, ora Statelor Unite, expiră mandatul președintelui în funcție Donald Trump, astfel că exact la acea oră președintele ales Joe Biden trebuie să depună jurământul în fața președintelui Curții Supreme. Devine astfel cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Foarte urmărit va fi și discursul pe care îl va susține imediat după depunerea jurământului. Va rămâne ulterior pentru puțin timp la Capitoliu. De acolo însă va pleca împreună cu prima doamnă la Cimitirul Național Arlington. Iar de la cimitir, în această seară pentru România, în jurul orei 22, va ajunge și la Casa Albă. Până la acel moment, familia Trump trebuie să elibereze Casa Albă, toate obiectele lor personale vor fi deja mutate la viitoarea lor locuință, cel mai probabil celebra locuința lui Donald Trump din Florida. Cea mai mare parte a obiectelor care sunt în Casa Albă aparțin guvernului, astfel că vor rămâne acolo. Vorbim despre obiecte de mobilier, obiecte de artă, tablouri, porțelanuri. Însă este o tradiție ca fiecare președinte, fiecare familie prezidențială să își pună amprenta asupra Casei Albe. De exemplu, Donald Trump, în momentul în care s-a instalat acolo, a schimbat covoare, draperii cu unele aurii, după gustul său. Este un proces destul de anevoios acesta al tranziției de putere dintre fostul președinte și președintele care tocmai se instalează în funcție. Anul acesta însă este o procedură chiar mai grea decât în mandatele precedente, fiindcă Donald Trump nu a acceptat victoria lui Joe Biden. De regulă, între 150.000 de posturi și 300.000 de posturi se eliberează odată cu plecarea echipei președintelui în exercițiu, iar de regulă ocuparea acestor funcții se poate întinde de la câteva luni până la câțiva ani. Mulțumim tare mult, Andreea. Într-o legătură directă cu noi este analistul politic Cosin Ciobanu. Bună ziua, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră, domnule Ciobanu. Donald Trump se retrage, s-a retras, în orele acestea chiar se va produce efectiv acest lucru. Rămâne în urmă o țară divizată, până la urmă, domnule Ciobanu, multe probleme și în politica externă. Care vedeți că ar trebui să fie sau vor fi, în termenul foarte scurt, prioritățile lui Joe Biden odată ajuns la Casa Albă? E foarte important cum se va poziționa viitorul președinte al Statelor Unite față de această dispută dintre responsabilitate și unitate. Deja se vorbește despre care va fi tema centrală a discursului președintelui Biden și mulți insistă pe această temă a unității pentru că America a fost extrem de polarizată. Va fi important cum se va continua acest proces de impeachment în Senat și dacă el va influența prioritățile noului președinte. Însă prioritățile sunt destul de clare și mulți se uită mai puțin la discursul viitorului președinte cât la ce va face el în primele 100 de zile. Cred că măsura cheie care a fost anunțată este aceasta de a avea 100 de milioane de vaccinuri în 100 de zile. De asemenea, noul președinte a anunțat un plan economic de stimulare a economiei extrem de ambițios de 1,9 trilioane care trebuie să treacă prin Congres. Sunt lucruri extrem de importante. Se mai adaugă și lucruri de o dimensiune simbolică. Unul din primele lucruri pe care le va semna Joe Biden ține de faptul că Statele Unite vor reveni în acordul climatic de la Paris. De asemenea, sunt lucruri legate de imigrație. Se vrea o tranziție foarte netă și foarte clară de ce s-a întâmplat în mandatul președintelui Trump, dar dincolo de partea de politici propriu-zise, cred că marea diferență pe care o vom vedea în următoarele zile și ani va ține de stilul politic. Va fi ceva absolut diferit față de ce am văzut în ultimii 4 ani. E ceva ce ați remarcat sau v-a atras atenția în modul în care vor fi organizate în această seară evenimentele? Pentru că, și colegii mei vor arăta și niște imagini, peluza aceea pe care vedeam milioane de persoane adunate pentru această ceremonie, nu, odată la 4 ani, va fi goală de această dată. Locul oamenilor a fost luat de steagurile Americii. Dincolo de acest lucru, domnule Ciobanu, e această tensiune a posibililor, nu, din nou, momente tensionate în ceea ce privește persoanele care au venit și spre Capitoliu acum câteva săptămâni. Cum vedeți că se vor desfășura în această seară evenimentele?
Gândiți-vă, în mod normal, acolo ar fi trebuit să fie, dincolo de cei care vin să observe evenimentele, 200.000 de persoane. Vor fi doar 1.000 de persoane. Sunt măsuri de securitate extreme, sunt tot felul de garduri care sunt puse acolo. Este o atmosferă de inaugurare de mandat sub asediu, iar acest lucru, evident, este determinat de ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie. Și nu este ceva legat de un atac terorist, este pur și simplu vorba de modul în care sfârșitul de mandat al lui Donald Trump se repercutează asupra ceea ce va însemna debutul de mandat pentru președintele Biden. Este neuzual tot ce s-a întâmplat practic în ultimele luni și în ultimele zile, nu ține de specificul democrației americane, faptul că nu avem o tranziție normală de putere. În mod normal știm foarte bine, președintele Trump ar fi trebuit să fie acolo alături de președintele Biden. E pentru prima dată când nu se întâmplă acest lucru. Ce putem să spunem e că președintele Trump, ne place sau nu, a schimbat politica americană, în bine sau în rău, iar această schimbare ține și de partea de civilitate și de impact asupra democrației. Mai dați-ne un răspuns, domnule Ciobanu, și în legătură cu ultimul gest pe care Donald Trump l-a făcut. E vorba despre acea grațiere. După unele surse, a fost una dintre piețele mari din ultima perioadă în ceea ce privește industria de lobby. 143 de persoane grațiate de Donald Trump în ultima zi de mandat, printre care și fostul consilier al său, Steve Bannon. E un personaj controversat. În ultimele ore de mandat l-a grațiat, dar nu numai. Sunt foarte multe persoane acolo din cercul de apropiație al lui Donald Trump. Trebuie spus că este o prerogativă a președintelui Statelor Unite. Nu este Donald Trump primul care face acest lucru și președintele Obama a făcut un gest similar atunci când și-a încheiat cel de-al doilea mandat. Ceea ce e interesant aici ține de faptul că, așa cum spuneați mai devreme, Donald Trump și-a grațiat practic colaboratorii. Chiar se discuta despre ideea de a se grația pe sine în eventualitatea în care ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie va avea și consecințe juridice în ceea ce îl privește. Toată această atmosferă de final de mandat nu este una extrem de favorabilă pentru președintele Trump. Toată lumea vorbește despre moștenirea lui Trump și sunt două lucruri care ies în evidență. Este tonul pe care el l-a adoptat în ultimii 4 ani de zile și este ceea ce s-a întâmplat pe 6 ianuarie. E un tablou extrem de nefericit într-un fel pentru America și toată lumea se uită la vindecarea Americii și la speranța pe care un mandat al lui Joe Biden o poate avea pentru democrația liberală. Mulțumesc tare mult pentru analiza dumneavoastră. Costin Ciobanu este analist de politică externă în direct la Digi24. Mesaje de susținere au venit și din partea vedetelor. Lady Gaga și Jennifer Lopez sunt vedetele care vor și cânta la ceremonia de învestire din această seară. Lady Gaga a publicat pe Instagram o fotografie în care apare la Capitoliu alături de un text și citez acum: mă rog să fie o zi de pace pentru toți americanii, o zi de iubire și nu de ură, o zi pentru acceptare și nu teamă, a transmis artista de la sediul Congresului, asediat la începutul lunii de extremiști de dreapta. Jennifer Lopez, pe de altă parte, s-a filmat alături de membrii ai Gărzii Naționale. Din nou citez: ce onoare să petrec câteva momente cu acești bărbați puternici și aceste femei puternice. Vă mulțumesc pentru serviciul și sacrificiul vostru, a scris artista pe contul său de Twitter. Lady Gaga și Jennifer Lopez sunt cap de afiș la ceremonia de la Capitoliu de diseară. Cea din tâi va intona imnul național, iar artista cu origini portoricane va susține un spectacol în timpul evenimentului.